venit la podcastul Case pe Piatră, unde îți facem cunoștință cu soți, soții, tați, mame și oameni inspiraționali din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți împărtășească perspective noi, soluții și sfaturi. Împreună cu mine îmi doresc să redescoperi bucuria vieții de zi cu zi în familie și să întărești fundația căsniciei tale. Sunt Teodora Oșan. Pregătiți? Să începem! Salutare, salutare! Mă bucur foarte mult să fiu din nou în urechile tale. În episodul de azi voi fi doar eu, fără invitat, e un episod solo. Pentru că unii dintre voi mi-ați spus că sunt episoadele voastre preferate, în care sunt dar eu sau cele în care e dar Teodora Fernia, colega mea și... Pentru că am reușit și în sfârșit să-mi fac timp și curaj să povestesc despre o carte care m-a impactat foarte mult. Una dintre mele cele mai importante din devenirea mea ca femeie și soție și pe care le observ în jurul meu în fiecare relație și cred că e mare, mare nevoie de un pic de lumină în această temă și anume dansul acesta, feminitate, masculinitate și ce înseamnă să scoți ce e mai bun de la un bărbat sau ce e mai rău. O să vă povestesc despre cartea Codul Reginei de Alison Armstrong, care m-a influențat foarte, foarte mult, să înțeleg mai bine pe Marcel, să mă apropiu, de de el să avem o relație mult mai fructoasă din cauza că ne înțelege mai bine și eu feminitatea mea și masculinitatea lui și m-a impactat foarte mult. Sigur că niciodată nu-i doar o carte și de atunci totul s-a schimbat. Sunt, e un cumul de factori, dar cartea asta a fost foarte importantă și cred că de un an de zile îmi tot propun să o prezint aici la podcast cu ce-am învățat din ea. Și da, a fost luna a trecută cel puțin un timp de introspecție. Pentru mine am petrecut o lună în Grecia cu familia, așa că am avut timp de resetare oarecum. Am avut parte de o combinație între concediu și lucru de acolo, deci am și lucrat, nu a fost doar distracție. Sună idilic și minunată luna în Grecia și chiar a fost, dar partea cu lucrul de acolo nu a fost așa de ușoară și idilică precum sună, cu doi copii micuți la pachet, dar trăgând linie pentru ne a fost o experiență îmbogățitoare, simt că ne-am conectat mai mult ca familie, cu copii, am văzut care sunt nevoile lor în perioada asta și cum au crescut și provocările sunt diferite. În orice caz, ne-am întors cu bine și profităm în continuare de vară și de program special și mă concentrez și pe podcast și pregătirea episoadelor viitoare, mă gândesc la următoarele teme, ce să mai abordăm. Următor episod, fac așa un teasing, o să fie Părintele Ortodox Doc Ciprian Negreanu de la Bisericuța din HD din Cluj. El o să fie următorul invitat. Dacă ești din Cluj, probabil îl cunoști. Toată lumea mi se pare aici în Cluj îl apreciază și mă bucur foarte mult că a acceptat să vină la podcast. Sper să reușim să facem înregistrarea și să vorbim despre ceea ce ne unește pe toți creștinii și anume familia. Revenind la episodul de azi și la cartea Codul Reginei de Alison Armstrong, o să-ți vorbesc puțin despre lecțiile din această carte și cum a fost sau de ce a fost un punct de cotitură pentru mine, pentru că pot să zic cu sinceritate că nu am fost aceeași după ce am citit-o și am discutat-o cu Marcel și eu, cu sora mea și după ce mi-am schimbat puțin perspectivele de ce funcționează cu adevărat într-o relație de căsnicie în dinamica aceasta bărbat-femeie. Cartea e în limba engleză deocamdată, doar așa am găsit-o disponibil. Am citit-o pe Kindle, și asta a fost după ce am ascultat-o pe autoare la un podcast unde povestea despre dinamica dintre bărbați și femei și cum funcționează creierul femei și cum funcționează creierul bărbatului și dacă ambii s-ar înțelege unul pe celălalt și ar vorbi mai mult pe limbajul celuilalt, ar avea o relație minunată și fructoasă. O să vă zic și despre autoare. Alison Armstrong e și trainer și autor și a scris mai multe că și a creat niște serii online, Understanding Men și Understanding Woman ține niște cursuri despre înțelegerea bărbaților și înțelegerea femeilor. Și pe scară largă pune întrebarea aceasta. Dar dacă nimeni nu se comportă urât, inclusiv tu pentru că, evident, bărbații au impresia că femeile se comportă nepotrivit, femeile au impresia că soților nu se comportă nepotrivit și Alison explorează motivele bune din spatele comportamentului bărbaților și femeilor și diferențele fundamentale în modul în care gândim, în modul în care acționăm și comunicăm și oferă soluții simple. Care sunt bazate pe parteneriat. Asta mi-a plăcut cel mai mult, deci folosește și promovează relațiile și căsătoria, ajută cuplurile să-și îmbunătățească comunicarea și intimitatea, onorându-ne pe noi înșine și pe ceilalți. Vreau să mai zic înainte de a povesti despre carte că nu e o carte creștină și autoarea nu e creștină și în ultima vreme am foarte multe rezerve să recomand orice din domeniul relațiilor sau de familie care nu sunt creștine sau catolice și am ținut foarte mult să menționez asta pentru ca să o citești cu discernământul de rigoare cu care ai citit orice altă carte seculară, dar nu, nu chiar. Adică, da, se deschid prăpastii între valorile creștine și valorile promovate în cultură. Dar această carte mi se pare că promovează o relație sănătoasă și am văzut radele în viața mea. De asta povestesc despre ea. Pe scurt, despre ce este vorba în carte, războiul de lungă durată între sexe e omniprezent în cultura noastră. Reclame, muzică, filmulețe online, filme de cinema de pretutindeni. Toți am văzut imaginile. Femeia care îndură o suferință îndelungată și bărbatul e inconștient, e lipsit de atenție și insensibil. Iar autoarea provoacă acest mod de gândire dacă totul e o neînțelegere. În carte, în codul reginei, prezintă sub formă de ficțiune toate Toată înțelepciunea pe care ea vrea să o transmită femeilor. Cartea este despre o femeie contemporană pe nume Kimberly, care caută sfaturi și își trăiește multe dezamăgiri în relații, și vede în jurul ei doar persoane cumva nefericite în relația de căsnicie, mai puțin bunica ei care se uită cu aceeași iubire în ochii soțului ei și se întreabă cum e posibil așa ceva. Aici o paranteză, mi se pare că toate femeile, noi cel puțin, visăm la relația asta. Și când ne căsătorim, ne imaginăm că noi acolo vrem să ajungem, o să fim doi bătrânei care se privesc cu iubire unul pe celălalt după ce au viețuit 50-60 de ani împreună. Eu personal mi-am dat seama că pentru a ajunge acolo avem nevoie de multă muncă și avem nevoie și să dăruim de la noi. Fiind catolică, clar consider că și bărbatul și femeia sunt egale în demnitate și amândoi, fiecare dintre noi, avem datoria ca în căsnicie să ne dărim unul pe celălalt și să ne dăruim pentru celălalt, dar chiar în episodul acesta o să povestesc mai mult pentru femei și ce trebuie noi să facem, care e partea noastră din munca aceasta pentru a ajunge la basmul pe care ne-l visăm, pentru a ajunge să fim cei doi bătrânei care se plimbă fericit și plin de iubire după o viață trăită împreună. Acțiunea se petrece în jurul acestei căutări ale Kimberly care caută sfaturi și descoperă un cufăr de comori ascunse chiar în uh, propria familie. Toată cartea prezintă călătoria ale Kimberly de a dezvălui misterele comportamentului bărbaților și pe măsură ce ea învață limbajul eroilor, transformă modul în care se raportează la bărbați la fel o vei face și tu ca și cititor. Codul reginei creează o nouă abordare pentru a interacționa cu bărbații într-un mod care onorează ambele sexe. Unul dintre lucrurile cele mai drăguțe, cumva care e un fir al poveștii, e conceptul acesta de a transforma prinții în broaște sau broaștele în prinți. Cu toți știm că sunt aceste povești de, din copilărie în care o prințesă reușește prin iubirea ei și încrederea ei să transforme o broască într-un prinț sau inclusiv frumoasa și bestia, cum bestia se transformă într-un prinț frumos datorită iubirii Femeii. În carte cumva începe cu narativul acesta: dar dacă femeile pot să transforme și prinții în broaște, dacă prin comportamentul lor femeile pot să scoată uneori și ce e mai rău într-un bărbat. Asta a fost ce a strânit-o pe Kimberly și asta, pe măsură ce învață, totuși își dă seama care e legătura, de fapt, între reacțiile femeilor și reacțiile bărbaților și cum ele pot să scoată ce e mai bun sau ce e mai rău dintr-un bărbat. Așa că, dacă ești totuși deschisă să vezi un alt punct de vedere și să-ți îmbunătățești relația cu soțul tău? Haideți să vedem 5 idei. Ideea numărul 1 din carte care m-a impactat foarte mult a fost faptul că femeile îi compară pe bărbați cu femeia perfectă. Îi compară cu o femeie, de fapt, deci îi demasculinizează. Și este cumva baza demasculinizării. Ce facem noi, de fapt, cu soținoșii? Noi îi vedem ca și bărbați. De fiecare dată când Marcel nu făcea ce mi-aș fi dorit să facă sau să zică, cartea m-a provocat să-mi pun întrebarea: în comparație cu ce se comportă urât sau cine s-ar fi comportat așa cum mi-aș fi dorit eu? Pentru că nici măcar mie nu mi iese perfect de fiecare dată. Așa că eu îl comparam cu persoana perfectă, cu ce ar face o femeie și nu-l vedeam pe el ca bărbat și îl demasculinizam. Și asta în foarte multe situații și adă, evident, mult mai multe exemple în carte. Cel mai tare m-a impactat când a început să dea mai multe exemple de ce efecte are această demasculinizare și cât de multe feluri femeile demasculinizează bărbații. Chiar a folosit un termen mai tăios și anume castrarea bărbaților. Citind cartea, a descoperit am în mine anumite comportamente pe care le-am făcut fără să îmi dau seama care rezonau foarte diferit pentru Marcel, pentru soțul meu. Hai să vă dau câteva exemple. Zicea că atunci când femeile rețin aprecierea, își rețin admirația, participarea față de soțul lor, îi demasculinizează, rețin sexul. Când nu îi lasă pe bărbați să le impresioneze, când compară în defavoarea lor, de exemplu, când ești impresionată de altcineva, de vecinul, de cumnatul, de alt bărbat și îi spui asta, e o demasculinizare care face foarte mult rău. Îl castrează efectiv pe un bărbat. Asta îl, îl atinge așa cum pe noi, ca și femei, nu ne-ar atinge neapărat lucrul ăsta sau noi am vedea o, ca și o motivație. Ăsta e un motiv pentru care probabil zicem anumite lucruri care îi compară pe soții noștri cu altcineva. Scoate în evidență cumva văutarea e cât de mult îi demasculinizează asta cum anume femeile masculinizează bărbații. Faptul că nu au încredere în ei, faptul că femeile presupune sinceritate, faptul că nu au nevoie de ei pentru nimic important, sunt neinteresate de ce îi pasionează. Când nu îi lasă să le ajute. Mă descurc singură, nu trebuie să-mi deschiz ușa, ce, eu nu pot, lasă că mă descurc. E un mod în care nu lăsăm pe un bărbat să-și arate bărbăția și grija față de noi. Când îi întrerup și critică. Asta e ceva foarte frecvent ce facem noi, femeile. Când a început să povestească ceva, noi imediat întrerupem și completăm povestea, ceea ce, din nou, pentru noi, ca și femei, nu înseamnă mare lucru, și noi facem asta pentru că nu ne-ar deranja dacă cineva ne-ar întrerupe, dar pentru un bărbat e foarte diferit. Când îi critică câte femei nu își critică soții cu ei de față sau de față, nu știu, cu mama lor, cu alte persoane. Când micșorează abilitățile lor sau își dau ochii peste cap, iarăși mi se pare foarte important de fapt că scoate în evidență orice lipsă de respect, de fapt îl face pe un bărbat să se simtă mai puțin bărbat. Când sunt nerăbdătoare, hai mai repede, când preiau ceea ce ele l-au rugat să facă sau când îl întrerup în momentul în care el începea să zică o poveste. Asta poate cu bărbații mai în vârstă sau chiar și cu soții noștri când încep să relateze ceva și ai spus a mia oară povestea asta, cine știe ce alt mod de a întrerupe. Astea în carte sunt niște moduri de a demasculiniza bărbații. Pe mine, de ce m-a impactat foarte tare lecția asta cu faptul că nu îl vedem ca și bărbat și îl comparăm mereu cu o femeie, dar nu cu orice femeie, ci cu femeia perfectă care ar face mereu lucru bun și lucru potrivit într-o anumită situație, m-a impactat pentru că de fiecare dată când Marcel nu făcea ce mi-aș fi dorit eu să facă, cartea m-a provocat să-mi pun întrebarea în comparație cu ce se comportă urât? Sau cine s-ar fi comportat așa cum mi-aș fi dorit eu? Nici măcar mie nu-mi iese perfect de fiecare dată, deci îl comparam nici măcar cu mine, uh, cele mai bune toane, ci îl comparam cu ce ar face o femeie. Și nu îl vedeam ca bărbat, și îl demasculinizam, și asta am găsit multe exemple. Un exemplu pe care pot să-ți-l zic acum e legat de întârziat, un lucru care, așa trăgând linie, era o formă a mea de neînțelegere, de comparare cu femeia perfectă de demasculinizare. Faptul că la începutul căsătoriei, și mulți ani de acolo, certurile noastre cele mai aprinse erau legate de întârziatul undeva. Îi spuneam poate ca orice femeie, că mai durează 5 minute și ajungeam în mașină după 10-15 minute, 20, toată atmosfera se schimba și aproape pe întreaga zi eram foarte nervos și supărați, amândoi. Marcel era foarte supărat că eu am întârziat și eu eram supărată că el nu mă înțelegea. că ar fi trebuit să mă înțeleagă de fiecare dată. Mi-am realizat ce îmi doream eu cumva să se comporte ca și femeia perfectă, care chiar și eu când întârziam să-mi zic că nu-i nimic, să ai liniștită și dacă întârziam câteva minute, e ok. Și îmi doream să se comporte în acest fel și de asta eu eram îmbufnată pe urmă toată ziua, că nici el nu se ridica la standardele mele, nici eu nu mă ridicam uh, la standardele lui de a fi punctuală, nici el de a fi mai soft și mai relaxat. Uh, Și-am realizat pe urmă și mi-a și confirmat lucrul ăsta, faptul că eu întârzeam, el îl lua foarte personal uh, și simțea că nu-l respect, că nu-i respect valoarea de a fi la timp undeva. Nu respectam cine își dorește să fie el ca om și anume o persoană care e la timp când trebuie. După ce am lăsat cumva arma jos, cum am renunțat să mă plâng că nu se comportă într-un fel sau am renunțat să-l critic sau să-mi dau ochii peste pe cap că iarăși te super că am întârziat. Foarte mult după asta am reușit și eu să-mi îmbunătățesc abilitățile de time management și organizare care erau praf, pentru că am înțeles cât de mult contează pentru el și am avut discuții sincere și, și atunci când întârzi, pentru că evident că se mai întâmplă și se supără, am un comportament de 100 de ori mai ajutător și trece un moment de tăcere și reușim mult mai repede să ne reapropiem. Pentru că nu mă mai aștept de la el să se comporte ca și o femeie, să se comporte cum aș fi comportat eu sau cum s-ar comporta cineva perfect. Mă aștept ca să se comporte ca și un bărbat care este, își respectă valorile, își respectă cine vrea să fie și, sincer, îl admir mai mult într-un fel din cauza asta și mă bucur că are valoarea asta, mă bucur că și pe mine m-a făcut să devin într-un fel o persoană mai bună din punct de vedere al întârziatului. Cine mă cunoaște știe că m-am schimbat foarte mult de când sunt căsătorită cu Marcel și asta cumva e un exemplu de frustrare care a putut să fie un moment de conectare, apropiere, apreciere și ce avem de fapt nevoie într-o relație de căsătorie. Și efectele de masculinizări sunt foarte, foarte grave pentru o relație. Și efectele de care vorbește Elison Armstrong sunt că bărbatul concurează în loc să prețuiască, ține distanța în loc să caute intimitatea atunci când se simte demasculinizat, abordează cu suspiciune în loc de încredere, tratează cu dispreț în loc de respect, se raportează din frică în loc de din dragoste. Cred că toate soțiile își doresc ca soților să le prețuiască, să caute intimitatea, să le abordeze cu încredere și respect și să se raporteze cu dragoste. Cred că toate își doresc asta, dar nu știu câte multe soții sunt dispuse să treacă peste pragul acela de oh, bine, acum să mă pliez eu peste mofturile lui și, și el ar trebui să fie înțelegător câteodată sau cumva e ceva ce costă o femeie, dar ceva ce merită foarte mult și este ceva ce noi mi se pare că trebuie să învățăm să ne respectăm soții, să nu-i demasculinizăm. Probabil că în trecut era mai de la sine înțeles, era parte din cultură. Acum noi trebuie să învățăm asta. Iarăși în carte sublinease în faptul că dacă un bărbat intră în starea asta de pus la zid, în care trebuie să se apere, el nu poate în același timp în care e pus la zid să caute apropierea, dacă el trebuie să se apere. Bun, aceasta este prima lecție și trecem la lecția următoare. A doua idee din carte este dacă există mereu un motiv pentru care se comportă așa. Dacă ar fi să închizi aici episodul și să rămâi doar cu o singură idee din tot episodul acesta, mi-ar plăcea să fie asta ideea cu care rămâi. Dacă există mereu un motiv pentru care se comportă așa sau un motiv bun pentru care soțul tău se comportă așa cum se comportă. De ce m-a impactat pe mine această lecție? Din cauza că obișneam să iau foarte personal ce face Marcel. De exemplu, când lucra mai mult decât mi-aș fi dorit eu. Eu îmi interpretam că nu-i pasă de mine. Dacă a uitat să cumpere ceva, înseamnă că nu mă iubește. Dacă eu am pus-o pe listă și ar trebui să știe cât e de important pentru mine, clar, a uitat, nu mă iubește. De când mi-am pus întrebarea asta cu sinceritate, întrebarea dacă există un motiv pentru care s-a comportat așa, știu că sună așa de ciudat, dar noi, nu știu, soțiile presupun Punem foarte mult apropo de demasculinizare. De asta ea e prima lecție și de acolo să începi să nu mai vrei să demasculinizezi pe soțul tău. Și atunci nu mai presupui că el are un motiv rău sau că e rău intenționat. Și te întreb dacă există un motiv pentru care s-a comportat așa. Cel puțin între mine și soțul meu, Marce, relația s-a schimbat. Ne-am apropiat de când am început să pun întrebarea asta și de când am început să privez lucrurile așa. De exemplu, dacă stăteam mai mult la birou, și eu eram în pasa mea bună, ziceam, wow, mai poți? Când vedeam că urcă scările și lucra de acasă, ce lungă zi ai avut. Și între noi se isca o discuție chiar frumoasă și sinceră. Îmi povestea din ziua lui și îmi zicea ce l-a reținut și problema care uh, i-a luat mai mult timp față de atunci când stăteam așa ca și cineva cu sabia în mână când venea mai târziu, tot eu eram cea care pe urmă mă spăram că nu povestim și nu ne conectăm și nu-mi zice nimic din ziua lui. Dacă aș fi fost în locul lui, așa privind retrospectiv și eu aș fi vrut să fug de mine și nu să caut apropierea, mi-am dat seama că având discuțiile astea puteam să îi transmit și cum mă simțeam eu sau cum a fost ziua mea sau ce greutăți am avut și comportamentul să se schimbe dintr-o grijă de a lui, nu dintr-o așteptare sau o pretenție de-a mea. Și uh, cred că un lucru care iarăși m-a impactat foarte mult, poate din lecția asta, e că am învățat că am foarte multe nevoi și eu pe care am datoria să mi le împlinesc singură, într-un fel. Nu pot fi toate nevoile împlinite de un singur om. Odată ce te căsătorești, nu poate fi soțul cel care îți rezolvă toate problemele. Toate nevoile astea valide necesitau ori o discuție sinceră cu Marcel, ori să, nu știu, fac sportul, să vorbesc cu sora mea. Foarte mult a contat ca eu să nu mai vin cu arma, să merg într-un mod deschis și, și sincer și iarăși să nu-l suspectez de ceva rău. Și în continuare mă ajută să-mi amintesc întrebarea asta de fiecare dată când am tendința să iau personal ceva din comportamentul lui. Foarte mult mi-a plăcut că cu cât mă întreb mai mult asta, cu atât mă ajută să-l privesc mai uman și cu atât sunt mai înțelegătoare cu compasiune și chiar de multe ori cu mult mai multă admirație. De multe ori nici nu aveam idee că motivul lui e mai înalt decât i-am dat eu credit inițial că e, nu știu, problema de la serviciu sau așa. Dar de multe ori și faptul că, nu știu, a uitat să ia ceva ce e pe lista de cumpărături, pur și simplu pentru că a uitat. Da, și motivul am uitat sau mi-a fost lene sau... Nu știu, nu am vrut, a fost ceva ce nu mi-am dorit să fac și de ce nu mi-am dorit să fac. Multe, multe lucruri, privindu-le cu mintea lui, uh, au făcut mult mai mult sens, au avut. a, a fost mult mai puțin egoist decât mi-aș fi și de multe ori era chiar un răspuns foarte logic. A treia idee pe care vreau să-ți-o zic e legat de natura bărbaților ce am învățat. Faptul că bărbații sunt providers, sunt furnizori, au tendința aceasta și dorința și nevoia de a oferi, de a susține. Pentru un bărbat nimic nu este demn de făcut, dar mult este demn de furnizat. Se este un citat din carte care sună în engleză cam așa. Nothing is worth doing, much is worth Providing. De ce mi-a ieșit așa în evidență, pentru că noi totdeauna îi punem pe bărbați să facă ceva. Te rog, nu știu, ajută-mă aici, te rog du gunoiul, te rog du fă asta, asta. asta. Și în limbajul lor, ce au învățat cumva e faptul că bărbații vor să schimbe lumea, bărbații vor să facă lucruri de impact. De multe ori lucru pe care noi îl cerem e un lucru care pare, cel puțin care, un impact foarte mic în lumea asta și în viața asta. Și aici cumva intervine limbajul pe care îl folosim în comunicare. Și am învățat și eu mai mult să comunic pe limbajul acesta al bărbaților și din nou ne-a apropiat și m-a ajutat să-l văd cu ochi mai buni. Ne punea în carte pe noi femeile să ne gândim cum îți va face acel lucru pe care îl ceri lui. Cum îți va face viața mai ușoară, mai distractivă, mai satisfăcătoare și, în alte cuvinte, ce o să-ți ofere, what it will provide. Era ideea asta să nu uităm niciodată că bărbații sunt providers și că totul este despre diferența pe care o face o acțiune. Și că bărbații prioritizează după impact, cât de mare impact are ceva și apoi după cât de urgent e. Noi femeile în schimb prioritizăm după urgență și la noi strigă lucrurile. De exemplu, nu știu dacă sunt josete undeva aruncate sau dacă zboară toate hainele și așa sau copii. Noi creierul nostru este de așa natură încât să prioritizeze urgențele și dacă ne strigă soții noștri, au nevoie de ajutorul nostru, noi suntem diferiți, diferite. Și e interesant iarăși dacă îl rogi pe un bărbat pur și simplu să facă ceva, asta nu vorbește centrului său de comandă. Și asta e un lucru, mi se pare, foarte bun pentru ca o soție să știe, ca să comunice într-un mod eficient cu soției, dar nu într-un mod de a-l manipula, ci ai vorbit pe limbajul lui. În carte era un exemplu drăguț, în lecțiile pe care le ținea. Chiar un personaj cu soțul ei, ea își dorea foarte mult ca soțul ei să ducă gunoi, să-și amintească să ducă gunoi și cât de tare o frustra că el nu duce gunoiul. Și a învățat-o bunicuța asta de care vă ziceam, care știe toate secretele despre bărbați. Am învățat-o cum să îi comunice sau cum să realizeze ea cum ar putea să vorbească pe limbajul lui. E interesant că bărbații nu realizează inițial că anumite lucruri, cum ar fi dusul gunoiului, poate să aibă totuși asupra soției lor un impact atât de mare, fiindcă ei se gândesc să facă lucruri mari și importante. Și aici în carte scria chiar dacă soțul meu ar, du ar duce gunoiul, m-ar ajuta să mă simt ca și o regină, m-ar salva de tot ce este cumva urât și de spăla mâinile și să nu mă simt ca și o grijitoare, ca și o servitoare și să nu fiu supărată și să-mi doresc să gătesc pentru el. Și toate lucrurile astea, odată ce i le-a comunicat în modul ăsta și-a dat seama că, în primul rând, el nu era rău intenționat, el nici nu-și dădea seama când e plin, aveau diferite nivele de înțelegere cumva sau el când îl deranja și niciodată nu și-ar fi dat seama că simplu fapt că el să ducă gunoiul, să-i aducă soției lui atâtea beneficii, atâtea avantaje. Și evident că o discuție de genul ăsta a ajutat mult mai mult decât soția lui să tot timpul să-l critique, că tu niciodată nu faci, că tu nu mă iubești, că tot ce face o femeie când e foarte supărată că un lucru atât de simplu care ea și-l dorește, nu, nu reușește să-l transmite soțului ei. Ce mă gândeam eu aici la lecția asta cumva revizuindu-mi notițele este faptul că cred că femeile sau poate, nu știu, oricine va găsi un exemplu de un soț care, sau un bărbat, oricine, care nu se potrivește narativului sau care nu-i chemat să furnizeze și poate din potrivă e cel de care trebuie avut grijă. Eu sunt convinsă acum că orice femeie dacă vorbește pe limbajul acesta unui bărbat, o să fie surprinsă de ce. O să aprindă poate în el și felul în care um, poate transforma relația, dar chiar să-l transforme pe el. Revenind la faptul că femeile au capacitatea și chiar au capacitatea de a scoate cei mai buni dintr-un bărbat. Și este un lucru care merită încercat. Și iarăși, nu știu, aș încuraja poate toate soțiile să-și pună mereu întrebarea asta: ce soție vreau să fiu? Acum și soții trebuie să-și pună întrebarea asta, sigur, acum vorbim cu soțiile, dar ce fel de soție îmi doresc eu să fiu? Cum uh, pot să ajung la înțelepciunea aceea? Una dintre ideile preferate, a patra idee din această carte e că bărbații joacă pe puncte și contează mult aprecierea soțiilor lor pentru ceea ce fac. Foarte mult m-a impactat această lecție, deoarece niciodată nu mi-am dat seama sau nu am realizat, nu m-am gândit că Marcel și a dori să mă impresioneze. Cred că nici el neapărat conștient nu se gândește astfel, dar e în natura relației dintre bărbați și femei. Și uh, Alison Armstrong ne îndeamnă pe noi femeile să fim generoase cu punctele. Dacă suntem zgârcite cu ele, nu-i va face pe soții noștri să joace mai din greu. Play harder. Spune că femeile cer prea puțin și pretind prea mult. Pentru că la o pretenție sunt doar două posibilități. o reziști pretenției, ori te supui. Pentru că a pretinde elimină complet orice posibilitate de a oferi. Soții își doresc foarte mult să-și impresioneze soțiile. Dacă soțul face ceva care impresionează pe soția lui, se simte cu 10 metri mai înalt. Și dacă ea nu e impresionată de nimic din ce face, atunci el vrea doar să se trăiască pe burtă și așa e un bărbat demasculinizat atunci când o femeie nu e impresionată nimic din ce face soțul ei. Am realizat cât de mult l-am luat pe Marcel ca de la sine înțeles, eu ca și soție. Nu i-am transmis lucrurile bune pe care le-am datorită lui sau atunci când mi-am îndeplinit așteptările și dorințele și cerințele nu i-am dat suficient credit și m-am comportat ca și cum asta e de la sine înțeles și așa trebuie să fie și ce bine. Au fost poate luni și zile întregi, trăgând eu linie, în care mi-am dat seama că nu i-am acordat niciun punct. Apropo de puncte, că bărbații joacă pe puncte, dar nu vreau să sune asta ca și o demasculinizare. Ca și cum bărbații mm. sunt niște coțeluși și le dai o nouă de fiecare dată când fac ceva bun, nu. E despre a interioriza lucrurile bune pe care le face soțul meu. Mi-a plăcut că într-o predică, părintele Cristian Langa spunea că femeile au o dorință infinită de iubire, iar bărbații au o dorință infinită de respect. Pune-i pe amândoi în aceeași cameră și vezi ce se iasă. E foarte greu cumva, dacă noi tot timpul ne dorim de la soții noștri ceva, să le oferim aprecierea înapoi. De fiecare dată, asta vreau să, să spun aici, că de fiecare dată când am văzut ceva și am punctat și am scos în evidență, am acordat punctul, sună puțin ciudat, dar am văzut ceva ce a făcut soțul meu, de fiecare dată a avut un impact extrem de mare în felul în care m-am simțit eu apoi, la atmosfera din casă, de tot. Chiar merită uh, făcută lecția pe care o propune aici autoarea, să observi ce îți oferă soțul tău, ce ai datorită lui, să-i spui lucrul ăsta. Dacă îi ceri ceva și el te ajută și îți dă acel lucru, să-i spui. Ce ți-a oferit lucrul acela bun? Da, orice am observat și am punctat din tot ceea ce face el deja, tot ce face soțul meu deja, de exemplu că face patul în fiecare dimineață, tunde iarba, are grijă de casă, totul m-a ajutat să-l văd cu mai multă claritate și iubire și m-a ajutat, văzându-l și apreciându-l și acordând cumva puncte, să îmi asum și eu anumite responsabilități ca soție și ca mamă și să ne simțim mai mult ca și o echipă decât doi oameni care sunt în luptă unul cu celălalt sau nu observă, nu se observă unul pe celălalt. Aici vreau să zic și cred că cel mai principal obiecție pe care o au de la femeile care primesc un spate de genul ăsta, apreciază-l pe soțul tău sau observă că face ceva bun. Principal obiecție e de ce să-i ofer puncte și să observ când el nu mă vede, când el nu îmi dă mie puncte, când nu vede câte fac eu pentru copii și pentru casă și pentru el și îmi ignoră strădanile și nu apreciază câte are datorită mie, de ce eu să fac când el nu face? Asta e cel mai comun argument pe care îl aud și eu și poate fiecare îl auzim. Ce e interesant pentru mine e că ne oglindim foarte mult în privința asta, unul pe celălalt. Adică el nu mi oferă, eu nu-i ofer o să-i dau puncte dacă îmi dă și el mie. Și nimeni nu face primul pas. Aici pe mine foarte mult mă ajută credința mea, credința creștină catolică. Cumva datoria pe care știu că am să fiu o soție care caută sfințenia și că am datoria de a face partea mea. Dumnezeu mi-a arătat de multe ori că atunci când noi nu putem, când eu nu pot, când eu nu pot să văd lucru bun în celălalt, El poate. Și aici poate dacă, nu știu, ești într-un impas și nu simți că poți deloc să rezonezi cu mesajul ăsta sau să te vezi că îl apreciezi pe soțul tău, îți recomand foarte mult să spui o rugăciune pentru el. Rugăciunea chiar face minuni și cred că trebuie să ne rugăm de fiecare dată să ne ajute Dumnezeu să îl vedem pe soțul nostru așa cum îl vede el. Să-l privim în demnitatea lui de bărbat. Să ne rugăm pentru soțul pe care ni l-a dat Dumnezeu, pentru misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și că rugăciunea face minuni. Eu îți recomand să încerci. A cincea și ultima lecție pe care vreau să o zic din această carte este diferența dintre a ajuta o femeie și a salva o femeie. De ce m-a impactat foarte mult această lecție? O să încep cu un exemplu aici. Țin minte când eu și Marcel făceam mil prep, se numește, adică pregăteam la finalul săptămânii, sâmbătă, duminică, pregăteam mesele pentru toată săptămâna. Puneam așa în case găteam câteva ore și eram gata pentru toată săptămâna și făceam meniu împreună, și așa. Și m-a ajutat în băcătărie. Era momentul în care m-a ajutat. Și au fost multe alte dăți în care, nu știu, îi ziceam, vai, nu mai am timp pentru a pregăti masa de prânz sau a pregăti masa de mâine. Mă poți ajuta, te rog, și de cele mai multe ori nu era neapărat dornic să facă asta și nu mi-am dat seama un timp care e diferența. Adică de ce atunci am mai ajutat, altădată m-ai ajutat și acum nu mă ajut. Și cred că citind acest capitol a fost pentru mine foarte revelator să-mi dau seama că există o diferență între a ajuta și a salva o femeie. În primul exemplu, când el m-a ajutat, era un lucru programat și noi știam sâmbătă sau duminică sau când făceam gătitul, știam câte ore ne ia, cam la ce oră, ce și cum, era totul planificat față de a salva când ups, nu avem nimic de mâncare, hai, fă tu, să hai, hai suplinește tu. Și aici, de fapt, de cele mai multe ori el zicea, mai bine mâncăm cont sau găsea alte soluții. Și în timp am început să respect lucrul ăsta și să înțeleg și să știu cum să-l comunic, pentru că ce zice eu aici în carte e că în viața reală, nu ca în poveștile cu prințese, bărbaților reali nu le place să salveze pe cineva. De obicei, dacă o femeie are nevoie să fie salvată, înseamnă că nu a spus de ce are nevoie sau nu a cerut ajutor din timp. Și de cele mai multe ori înseamnă că a eșuat să se pregătească potrivit sau să anticipeze cu precizie. Tot o salvăm, dar o să urmeze o predică sau un comentariu. Și dacă o să tot salvăm de același lucru, o să fim foarte deranjați și o să încercăm să fixăm problema permanent. Aici revenind cumva la exemplu cu gătitul, m-a impactat cumva să-mi dau seama asta un pic, aici e un alt limbaj pe care îl povestim. Și aici era un pic mai uh, mult uh, detaliu legat de ajutor versus salvare, pentru că, totuși, bărbații salvează. Adică dacă ceva strică ajutor, bărbatul o să vină în fugă cu sabia scoasă cumva. Dar ajutor este un cuvânt care întrerupe focalizarea asta unică, single focus, pentru care funcționează diferit creierul uh, unui bărbat față de creierul unei femei. Și bărbații vor veni să salveze pentru că nu e rușinos să ai nevoie de ajutor. Poate că înseamnă că ești peste cap și Asta se întâmplă când ai obiective și proiecte mărețe și sunt onorați bărbații, în general, să ajute pe cineva pe care îl admiră. Dar asta e foarte diferit față de neajutorat, cum de multe ori ne prezentăm noi soțiile. Înseamnă că viața de zi cu zi te copleșește și bărbații vor răspunde în mod negativ și rare ori se angajează și nu vor să pierdă cumva energia. Ce ar putea să facă soțiile, să în schimb, cum zice în carte, un sincer, mă vei ajuta. Deci, cum va pune acția în viitor, asta va primi un răspuns, da, ce, cum, da, când. Diferența era și e că salvarea este ajutorul în caz de urgență. Adică, dacă ar fi putut preveni, fi prevenit sau anticipat, a fi salvată vine cu o prelegere pentru că este nevoie de mai multă energie pentru a salva decât a ajuta. Cam acestea au fost ideile din carte, ideile pe care am vrut să ți le zic. În concluzie a cărții, sufletul unui bărbat este acela de a fi un erou. Și e acolo de la naștere. Și o vedem în copiii noștri, în băieții noștri. Și bărbații au șansa să devină eroi când ne asigură ce e necesar. Când sunt responsabili, când ne oferă ce avem nevoie, când ne ajută și ne salvează. S-ar putea să creadă că contează doar dacă salvează o viață, dar ei ne salvează viețile în fiecare zi, de la corvoadă, de la singurătate, de la frică și disperare. Eroismul este un act, eroul este în a recunoaște. Reginele au fost întotdeauna cele care i-au recunoscut pe eroi. De aici vine și codul reginei. O regină adevărată este cea care e înțeleaptă și își recunoaște eroul. Îmi doresc acum că stingi podcastul ăsta să te întrebi încă o dată ce fel de soție vrei să fii și să mergi și să-l iubești pe soțul tău și să-l apreciezi și să-l vezi cu alți ochi, poate care nu i-ai văzut până acum cu alte lentile, cu lentile de iubire și respect și apreciere și uh, cine știe cât de frumos, în ce frumos prinț se va transforma, poate și mai frumos decât e acum. Mulțumesc mult că ai ascultat și abia aștept să ne vedem data viitoare! Mulțumesc că ai ascultat! Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com bară casă pe piatră sau accesând linkul de Patreon din descrierea fiecărui episod. Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărești acest podcast. Ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!